Hotărâre privind aprobarea organigramei și regulamentului de organizare și funcționare a SC publică VOAT SRL. Discutat în cele patru comisii. Cea de-a doua poliție locală a fost înființată ca o soluție la restructurarea impusă de guvern în cadrul poliției comunitare. Nu știu exact câți voi prelua, domnul Tudor știe mai bine câți îmi va da. Deocamdată nu am situația exactă nici a obiectivelor, nici a oamenilor care se vor transfera la această societate. Repet, societatea este în curs de înființare. Se parcurg etapele specifice înființării fiecărei societăți comerciale și de asemenea urmează să se parcurgă celelalte etape cu specificul acestei activități, acestei societăți. Autoritățile locale au decis astăzi în ședința de Consiliu Local ca din 382 de polițiști comunitari să rămână 96. Pot să vă răspund sigur câți rămân. 96 la Poliția Comunitară, urmând ca în funcție de capacitatea, de obiectivele care vor fi, să rămână și la firma de pază. Sigur că este dorința tuturor de a rămâne cât mai mulți oameni în serviciu, dar încă o dată trebuie să specificăm, nu noi suntem cei care am stabilit cifrele. Decizia de a înființa o societate publică de pază a fost îmbrățișată de mai multe primării din țară ca o alternativă la obligația de a face restructurări în rândul polițiștilor comunitari pentru a face astfel economii la buget.